Citesc un cuvânt al Dumnezeu din Cartea Psalmilor, Psalmul 103, câteva versete, unde spune cuvântul: Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Aș vrea să vă spun, iubiți frați și surori, acest cuvânt l-am citit pentru întărirea unora. Atunci când Domnul are un plan, Dumnezeu îl duce la bun sfârșit. A Lui să fie slava. Cuvântul spune că Domnul te izbăvește din groapă. Aleluia. Nu de lângă groapă. Atunci când ești în cădere. Și atunci când ai căzut, ești în groapă. De acolo Domnul te poate izbăvi. A Lui să fie slavă. Eu am fost unul din cei izbăviți din groapă. Când oamenii nu mi-au mai dat șansă, Dumnezeu a scris în dreptul meu viață. Aleluia. A Lui să fie slavă. Și aș vrea pe scurt să spun felul în care Dumnezeu izbăvește și felul în care Dumnezeu monitorizează. Felul în care Dumnezeu veghează asupra noastră în orice loc și în orice moment. Numai este fericit de noi atunci când ne încredem în Domnul. O cântare spunea cândva, o cântam când eram tânăr, căci nu-i mai mare erou decât cel care rabdă încercarea. Aleluia. În fața lui Dumnezeu nu e mai mare erou decât cel ce trăiește răbdarea. Și ajută-ne, Doamne! Știi de ce? Pentru că atunci când trecem prin încercare, putem să fim oameni care cârtim, cum a cârtit și Israelul. Adică cârtire înseamnă împotrivire. Cârtire înseamnă reproș. De ce m-ai lăsat așa? De ce m-ai îngăduit prin asta? Îi reproșăm lui Dumnezeu ca și cum Dumnezeu n-ar fi la firma tuturor lucrurilor. Cineva îmi scria în noaptea trecută un lucru care, bineînțeles, pe mine nu m-a mirat, dar pe ei oarecum îi miră. Și întrebarea era pusă: Dumnezeu încearcă pe om? Dumnezeu ispitește pe om? Sau diavolul? Care este totuși răspunsul corect? Și bineînțeles că i-am scris dând versete din Biblie. Dumnezeu îngăduie încercare, cum l-a îngăduit și pe Iov. Iov a fost cerut pentru încercare și Dumnezeu l-a îngăduit. Numai până la o vreme, asta nu însemna că diavolul își face de cap. Pentru că stă scris în cuvântul lui Dumnezeu în cartea Corintenilor că împreună cu ispita Dumnezeu a găsit și mijlocul ca să ieșim din ea. A Lui să fie slava. Vreau să spun că deși sunt lucrător de mulți ani în Biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit de multe ori când mă va trece prin valea umbrei morții, pe acolo. Și profesionalismul meu din tineret a fost în domeniul auto. Și fiindcă știam să repar mașini, să aerisesc mașini, în cazul în care nu porneau, am fost solicitat într-o amiază foarte călduroasă în anul 2011, în data de 12 septembrie, când era foarte cald afară, atunci era vreo 33-34 de grade la noi în Banat. Și fiind foarte cald, mașina aceasta a fost oprită, s-a oprit și nu mai pornea, datorită faptului că nu mai avea combustibil. Oamenii care au completat combustibil acolo au pus într-un recipient, într-un bidon, motorină. Dar în bidon era și benzină. Și au turnat peste benzină motorină și au introdus în rezervor. În urma aceasta s-a închis rezervorul și, bineînțeles, datorită căldurii mari și datorită că rezervorul a rămas fără combustibil și foarte cald, s-a produs ca o reacție care s-a localizat în filtrul de motorină. Când am tras prima dată motorină de pe furtun care vine spre pompa de injecție, a venit puțină motorină. Iar a doua oară când am tras mai tare, ca și cum s-ar fi destupat ceva, dintr-o dată o presiune și un jet puternic mi-a pătruns în ambii plămâni. Și în momentul acela am început să tușesc foarte tare și mi-am dat seama că viața mea este în pericol. Am fost internat de urgență în spitalul din Lugoș. După două zile de internare,
și fiind monitorizat de medici acolo, nu mi-a putut face nimic, am fost transferat la Spitalul Victor Babeș la Timișoara, care are o specialitate deosebită pentru pneumonie, în cazuri foarte extreme. Vreau să spun că în momentul când am fost reinternat în Spitalul din Timișoara, doctorii au dat din cap. Doctorița care a fost și colegă cu cea care m-a internat prima dată la Lugoș, m-a preluat și a zis, cu dumneavoastră nu este bine, mi-a aplicat dintr-o dată antibiotice puternice și apoi și furtună de oxigen cu care am început să respim puțin mai ușor. Dar a doua zi dimineața am fost consultat de un medic specialist, doctor profesor, un frate de al nostru care este renumit în zona noastră. Dânsul când m-a consultat, a întors capul spre doctorița și a spus în șoaptă, du repede la terapie că ăsta moare. Am fost dus repede la terapie intensivă, unde am fost cuplat la aparate și starea mea era monitorizată la computer. Tensiunea foarte mare care oscila de la 170 la 190, dar tensiunea mică la 135. Pulsul îmi bătea la 130-135 și oscila așa. Lucrul acesta era foarte grav, iar plămânii mei erau într-o stare, vreau să vă spun, de febră foarte puternică, respiram foarte repede și tușeam foarte tare. De 3-4 ori pe noapte am început să-mi schimb pijamaua pe mine, pentru că nu mai puteam suporta. Și în cazul acesta mi-am dat seama că viața mea era în pericol. Atunci m-am gândit că viața mea se sfârșește. M-am văzut la geamul terapiei în vedenie și cum priveam afară la sol, care era la o distanță de vreo 3 metri înălțime de la pervazul ferestrei, am uitat o dată că 4 mâini albe au început să întindă o prelată strălucitoare de o circumferință de 5-6 metri și pe prelata aceasta de un argintiu frumos a început să sosească căruțe cu pâine și se bascula căruțele cu pâine fără ajutorul cuiva. A început să crească grămadă de pâine și cu pâine înfoliată și pâinea mare cu truata carului, cum se spune în Ardeal. Și grămada a crescut până la vreo înălțime de 5 metri. Mă uitam așa la ea și o cuprindeam cu ochii și am zis, este pâine pentru ziua îngropării mele. Mulți oameni mă cunosc în zonă, mulți frați mă cunosc în zonă și vor veni și Dumnezeu îi va hrăni cu pâinea aceasta, cu cuvântul lui Dumnezeu. În momentul acela, din partea dreaptă, am auzit o voce care era foarte clară. Nu este pâinea pentru ziua îngropării tale, ci este pâinea care trebuie să mergi să mai împarți poporului meu. Slăviți să fie Domnul! În momentul acela am început să mă întăresc și nădejdea mi-a crescut. Dar în următoarea zi, starea mea a devenit mai critică. A fost trimis un frate de la Biserica Elim de la Timișoara, fratele Moș, să facă ungere cu un de lemn. Dânsul, după ce mi-a făcut ungere cu un de lemn, a plecat foarte dezamăgit, pentru că am făcut cu el slujire și în biserica de acolo și în alte biserici din jurul Timișoarei, unde umblam cu el în diferite ocazii, când la ordinări, când la alte lucrări la care Dumnezeu ne-a chemat. Dânsul a plecat foarte dezamăgit și a zis, tu nu mai vorbești? Vorbeam doar în șoaptă, ochii mi-au intrat în orbită, eram foarte palid la față și nu mai puteam vorbi decât în șoaptă și pe silabe. Vreau să spun că după ce a plecat, am zis că poate Dumnezeu va lucra și va avea efect ungerea. Dar vreau să spun, nu datorită faptului că fratele Mops nu are trecere înainte lui Dumnezeu. În diferite ocazii, fiind bolnav din zona noastră, Dumnezeu acolo lucra prin mâna lui și Dumnezeu vindeca bolnavii. A lui să fie slava. Dar vreau să spun că atunci am văzut o altă vedenie, că pe cele 4 fire care alimentau spre electrozii de pe pieptul meu și monitorizau starea la computer, a apărut 4 rozete strălucitoare pe fiecare fir și o mână albă perforată. Mânea acele rozete când în stânga, când în dreapta. Și mi-am dat seama, orice ar încerca oamenii, nu vor putea să facă nimica. Eu nu mi-am dat seama de ce pe 4 fire se întâmplă lucrul acesta. Dar Dumnezeu mi-a arătat lucrul acesta dinainte ca să-mi dau seama apoi. În următoarele zile, starea a devenit mai critică. Am dat și hepatită datorită administrării precoce a antibioticelor. Antibiotice care luam 3 feluri de antibiotice pe zi, vă dați seama,
mi-au bombardat tare ficatul și am intrat în candidoză care mi-a urcat în gură și nu mai puteam nici mânca, nu mai puteam pur și simplu nici să mă mișc. Mă gândeam ce se va întâmpla cu mine, eram într-o stare imobilizată în pat acolo și izolat într-o singură cameră unde se aștepta din moment în moment ca să mor. În timpul acela, vreau să spun că doctorul a recunoscut că am dat și în septice mie. Din pneumonie bilaterală în septice mie. Asta a însemnat că mi-a intrat puroi în sânge. Și eram infectat așa de puternic încât doctorii nu mi-au dat nicio șansă. Se așteptau din moment în moment să mor. Frații mei care m-au vizitat în a noua zi, au venit și cum l-au văzut, cei doi frați care erau născuți după mine, din cei 8 care sunt, care au hotărât în fiecare zi câte doi să mă viziteze, ca să mă aducă mâncare, pentru că eram la o distanță de 80 de kilometri, și să mă întărească cu ceva. Dar nu puteam să facă nimic, doar și-au făcut poze cu mine, plângând, au ieșit afară din salon și au plecat. Au anunțat pe un frate și au zis, du-te repede la un alt frate, să vină să facă ungere la Ion, pentru că Ion moare. Și fratele acesta, un prieten scump din Belinț, care i-a intrat sârmă în ochi și a pus tot lichidul și Dumnezeu l-a vindecat, care a simțit ce înseamnă încercarea, a alergat repede la un frate să mi se facă ungere, să vină repede la spital, la o distanță de 20 de km din Timișoara. Fratele acesta n-a putut veni din pricină că avea mulți oaspeți în casă și trebuia a doua zi dis de dimineață să plece spre Austria. A zis, eu fac ungere cu un delem pe Batistă și îmi facă Domnul ce-o vrea. Am venit repede la spital, seara târziu, după ora 8, când spitalul deja, porțile lui erau închise. A intrat nu știu cum, cum s-a înțeles cu echipa de securitate și a intrat în spital acolo, venind la mine, a început să vaite ca prietenul lui Iov și uitându-se la mine a zis, tu ai ajuns în asemenea stare cu care ai predicat la 300-400 de oameni când a fost evanghelizare la noi, acolo în sector, și nu se poate, ți se auzea voce până departe și acum nu te mai aud. A început să plângă foarte tare și a zis, hai să ne rugăm repede că Dumnezeu să se atingă de tine. A zis, ca semn că Dumnezeu se va atinge de mine, să vină somnul, că eu de 9 nopți n-am mai dormit și nu pot dormi din pricina că tușesc foarte tare, mi se administra resucinat de sodul care te obligă ca să tușești foarte tare, să elimini din plămâni totul. Ardeam foarte tare și am spus, eu nu pot, în momentul acesta n-am nicio credință. A plecat de la mine dezamăgit și la ora 11 noaptea mi-a venit pentru prima dată un somn așa, am început să casc. Am rugat Domnului, am pus Batista pe umăr, ungerea făcută acolo, dar înainte de a dormi am avut o vedenie. Era o vedenie că mă aflam pe căruciorul care duce spre morgă. Ieșea pe ușa aceea care mergea spre morgă din secția noastră, dădea direct spre morgă. Și fiind pe căruciorul acela, împotriveam furtunul de oxigen, așa cu colierul acela, strângea mai tare. Mă vedeam eu așa pe căruciorul acela, pentru că doctorii m-au și avertizat să strângi foarte bine furtunul de oxigen de fiecare dată când simți că poate adormi, ca nu cumva să scap furtunul de oxigen, că risc să mor pentru că nu vei avea oxigen. Pentru că plămânul meu drept era blocat definitiv. În momentul acela, conturul a doua sprâncene a început să zboare în sus, așa deasupra capului meu, și o fereastră s-a deschis la cer și acolo a intrat acele sprâncene în cer, acolo, pe acea fereastră. Și s-a închis din nou fereastra. Și am zis, ce să însemne asta? Poate Domnul are ceva de lucru. A zis să fie slava. Am adormit pentru prima dată, după 9 nopți nedormite și zile nedormite. Pentru prima dată am adormit 3 ore. După ce am adormit 3 ore, m-am trezit și în momentul acela am început să răsuflu ușor. Mi-am dat furtunul de oxigen jos și am binecuvântat pe Domnul. Dar focarea infecției nu se putea detecta. Am fost supus la tot felul de aparate. Mi s-a făcut puncție printre coaste ca să mi se extragă din plămân probă, să vadă ce se întâmplă cu plămânul meu drept, pentru că era blocat definitiv. Respirația sau transferul din oxigen în sânge care se face prin plămâni spre inimă se făcea sub 50% și tot era în scădere. Și lucrul acesta a determinat pe doctor să iei măsuri de urgență. M-au trimis la un tomograf și după ce mi s-a depistat focarea infecției la plămânul drept, adică locul unde era cel mai tare infectat, au localizat, mi s-a introdus tubul de drenare în plămânul drept și din plămânul drept mi s-a extras în timp de 7 zile peste 2 litri și 700 de mililitri de puroi. Lucru care a fost, vreau să spun,
cu sticle gradate și a fost verificat. În a șapte zi dimineață a trebuit să mi se întâmple altceva. Doctorița care m-a internat prima dată și care, bineînțeles, m-a transferat la chirurgia toracică, unde a trebuit ca să fiu supus la problemele acestea chirurgicale, a venit pe neașteptate din dimineața la ora 6, când era de gardă, și a zis cu plămânul stâng, stă lucrurile mult mai grav, pentru că a trebuit să facem operație pe cord deschis, așa se va întâmpla probabil, pentru că pleura este foarte lipită de plămân, va trebui să se dezviască, pentru că în zona inimii nu se va putea face intervenție chirurgicală de afară, pentru că nu se știe exact unde. Și am intrat într-o panică și am început să-mi tremure mâine și am intrat și în a patra boală, boala Parkinson. Îmi tremurau foarte tare mâinile, nu mai puteam bea nici apă din pahar, doar cu paiul. Vreau să spun că în momentul acela am zis, Doamne, ocupă-te Tu de mine mai departe, pentru că Tu ești Dumnezeul meu. Am fost dus la un alt tomograf mai special și echipa de medici de acolo și asistente m-a însoțit ca să vadă evoluția stării mele, pentru că eram singurul pacient până atunci și nici de atunci încoace nu s-a mai întâmplat așa ceva cu un asemenea diagnostic, spuneau ei, omul care a băut motorină și moare. Era în alertă și spitalul de pneumatologie și institutul de cardiologie care era aproape acolo. Vestea s-a dus despre mine că mor în spital. Vreau să spun, atunci când doctorii m-au introdus în tubul acela unde am fost scanat, am fost scos repede din tubul acela la tomografie și doctorul venind fugă așa din spate, de la pupitul de comandă, a început să strige, omule, ce ai făcut? Numai Dumnezeu ți-a putut da un plămân așa de curat, era vorba de plămânul drept. În 7 zile ca să se curățească plămânul și să vindece așa de tare, care a fost peste 70% distrus. Incredibil! E așa ceva n-am întâlnit nici în Africa. Am făcut război de gherilă în Libia 17 ani și am văzut plămâni arși, am văzut plămâni perforat și așa ceva nu s-a întâmplat să văd ca într-un timp așa de scurt plămânul să devină așa de alb și de curat. Numai Dumnezeu ce-a făcut lucrul acesta. Slăviți să fie Domnul! Știți că Dumnezeu se folosește și de oameni ca să-și proslăvească numele? A lui să fie slava. Mi s-a detectat focal de infecție și la plămânul stâng, mi s-a introdus tubul de drenare și mi s-a extras și din plămânul stâng peste 1 litru și 800 ml de puroi. Vreau să spun, după 2 zile am fost externat apoi din spital, cu stare ameliorat, dar boala a recidivat și mai mult în dreptul ficatului meu, care era foarte lovit și după 10 zile am fost din nou reinternat în spital. Un frate scump, un prieten de-al meu, a venit să facă ungere cu un de lemn din zona Timișoarei, din Timișoara. Dumnezeu s-a atins de mine și în timpul nopții m-a vindecat și l-a ficat pe ziua de astăzi. Dar cu problema inimii nu se putea rezolva nimica. Am fost transferat pentru control la Institutul de Cardiologie, care are o specialitate foarte mare în Timișoara. Am fost prima dată testat, verificat, foaia medicală care era foarte groasă, aproape cât Biblia asta, cu toate analizele, cu toate filmele, cu tot ceea ce era în dreptul meu făcut aproape zilnic și de 2 ori câteodată, a fost verificat de o doctoriță profesoară și se uita în foaia aceasta și din 5 minute mă întreba, omule, cu valorile acestea scăzute, cu VSH-ul acesta, cum mai trăiești dumneata? Cum ai putut trăi? Și am spus, trăiesc pentru că trăiește Dumnezeul meu. Slăvit să fie Domnul. Amin. După jumătate de oră de verificare m-a supus la aparate și în urma aceasta mi-a administrat un tratament. Dar vreau să spun că tratamentul n-avea niciun efect, pentru că pulsul îmi bătea tot la 110, tensiunea mare nu-mi scădea, tensiunea mică tot la 120-130, și am fost așa la alertă, am vrut să mă interneze acolo și am zis, nu, mă duc acasă. Am plecat acasă după 10 zile de internare în spital. Am fost externat și stăteam acasă foarte dezamăgit și mă uitam când în stânga, când în dreapta, mai citeam din Biblie rezemat pe perne.
Și mă gândeam, acolo cineva mă mai monitoriza și oamenii erau alături de mine, medicii, specialitatea. Și am zis, aici oare cine mai stă alături de mine? În momentul acela de deznădejde m-am uitat în partea dreaptă și Îngerul Domnului stătea alături de mine. Ființă dumnezeiască era la un metru de mine distanța și se uita înainte și mă vedea. Lucrul acesta l-am văzut de mai multe ori, nu vă mint. Sunt înaintea Domnului și cu Biblia în fața mea. Vreau să spun că Dumnezeul nostru trăiește. Aleluia. Și El ne veiază în fiecare moment și în orice clipa Lui să fie slava. Numai să ne credem în El. Dumnezeu m-a vindecat în timpul cinei din luna decembrie atunci. Iar cu boala Parkinson am rămas mai departe așa. Doctorii au spus, toată viața vei duși, vei avea sechele, vei avea probleme cu plămânii, niciodată nu-ți vei reveni, pentru că plămânii tăi au fost foarte arși, nu se poate. Dar vreau să spun că Dumnezeu m-a vindecat de plămâni în totalitate. Aleluia! Nu dușesc, Gloria. Vreau să spun că mănânc și eu înghețată, mănânc orice, umblu pe timp rece, am umblat la evanghelizare, am umblat la stăruințe și Dumnezeu m-a păzit, a Lui să fie slava. Vreau să spun că de boala Parkinson parcă nu mă puteam scăpa și în luna februarie, după 3 luni de externare, fiind cu mâinile tot tremurând de așa, în timp ce dădeam cină într-o biserică mai mică unde slujeam, pentru că aveam sector și trebuia să merg în biserici, în alte biserici aveam slujitor cu care mă puteam ajuta, dar în biserica respectivă n-aveam pe cine, dădeam cina și duceam paharul cu ambele mâini. Nu paharele, cum se dă în altă parte, așa, știți, mai modern, dar noi tot cu paharul am rămas. Amin. Și duceam paharul în ambele mâini, așa, și am zis, Doamne, Tu poți să Te atingi și de mâinile mele ca să fiu eficient în lucrarea Ta și să nu mi se vadă și metea în această cusură acesta. Îl preluam cu ambele mâini să nu mi se observe tremunatul și nu cumva să greșesc și să arunc un strop din pahar afară. Și în timpul acela, Domnul s-a atins de mine și m-a vindicat complet și de boala Parkinson. Pot să țin mâna oricum și nu o să tremure foile acestea, pentru că Dumnezeul meu este viu, a Lui să fie slavă. Luând așa paharul cu o singură mână, dintr-o dată m-am trezit cu el într-o singură mână, am zis, vai, dar nu cumva se întâmple ceva și mi-am dat seama că sunt vindecat complet. A Lui să fie slava, a Domnului nostru. Diavolul n-a stat pe pace, fraților. După 4 ani aproape, am avut un accident foarte mare în care diavolul mă urmărea și Dumnezeu mi-a vorbit de mai multe dăți. Ultima dată mi-a vorbit printr-o soră baptistă din zona Făgetului, dintr-un sat de acolo, o soră baptistă prorociță. Nu știu dacă aveți proroci în biserică, dar facă Domnul ca toată adunarea, cum spunea Moise, să fie alcătuită din proroci. Pentru prorocii, pentru lucrările care trebuie să ne însoțească, pentru darurile Duhului Sfânt, din experiența mea vă spun, trebuie stăruință ca și după Duhul Sfânt. Amin. Poate nu credeți unii. E nevoie de lucrarea aceasta să se promoveze. Să se exerceze în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se folosește și de frați baptiști care sunt prin de Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Mi-a vorbit ultima dată să veghez și la plecare și la venire. Să mă rog. Și mă rugam. Dar vreau să spun, încercarea a venit. Și în timp ce mă deplasam din comuna Știuca spre Lugoș, era în anul 2015, puteți să găsiți și pe internet în data de 15 mai accidentul, când am fost acroșat de o femeie din partea stângă cu viteză de 140 la oră, iar eu eram cu un microbus T4 și aveam o viteză de peste 100 la oră, am fost scos în decor. Și toți patru cât eram în mașină, nu aveam nici centuri de siguranță. Și în momentul când am ieșit în decor, ea în fața noastră, bineînțeles că fiind și ea scoasă afară din drum, cu o viteză mai mare, s-a răsturnat înaintea noastră cu roțile sus, la vreo 30 de metri distanță de locul de unde am pornit eu să ies afară. Am dat în dâlma din dreapta, de acolo am ricoșat într-un corcoduș. Și atunci mi-am dat seama de ce Dumnezeu a știut să nu dea gândul ăla să pun centura. Pentru că atunci când m-am răsturnat peste cap cu microbuzul de acolo, am venit cu capota microbuzului pe roata ei și am copiat de la capota din partea mea stângă
exact ca și cum a venit vagonet pe vagonet, dar cu roțile în sus, așa, a venit peste roata ei cu capota, în parpriz și exact pe locul unde mi-era capul, mi-a intrat cupola, 30 de centimetri înăuntru. Îmi putea crăpa capul în două. Și Dumnezeu m-a ferit în colțul microbozului să nu mi se întâmple nimica. Și celor de acolo, am făcut piruete în aer și am venit din nou pe roți. Cel care a văzut la o distanță oarecare de vreo 30-40 de metri, era cu sapa în mână, un fost coleg de-al meu, un om care mă cunoștea, a zis, toți sunt morți aici. Și Dumnezeu în dreptul nostru a scris viața. A Lui să fie slava. Vreau să spun că Dumnezeu te scoată din groapă. Acolo unde Satan a zis, ești gata. Dumnezeu scrie în dreptul tău, nu ești gata. Scriu viața. Aleluia. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul vieții. Aleluia. A Lui să fie slava. De aceea se merită să lăudăm pe Domnul. Amin. Și voi care sunteți tineri, nu le leneviți. Aleluia. Aveți mobilitate. Aveți putere. Folosiți-o. Amin. Să-L slujiți pe Domnul. Amin. Că vine ziua răsplătirii. Sanale. Că cel ce a zis că vine, aleluia, va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Aleluia. Amin. Domnul.